ce e a crede în Iisus, a primi cuvântul Lui, stând pe-a Lui promisiune, împlinind doar voia Lui. Iisus, mă încred în Tine, ai iertat al meu trecut. Iisus, Iisus, scumpe Iisus, de-a Ta voce-am să ascult. Ce e a crede în Iisus și-n sângele Lui curat, ce pe oameni prin credință i-a spălat de-a lor păcat. Iisus, mă a crede în Iisus, a trăi mereu curat, să primești din slava de sus pacea și fericirea. Pace, dragi frați, Domnul să vă binecuvinteze în seara aceasta, ne bucurăm că putem să fim din nou împreună și este o bucurie pentru noi că Domnul Iisus în seara aceasta este prezent împreună cu noi. Să fiți binecuvântați toți care sunteți în seara aceasta, mulțumim Domnului pentru toate, pentru că putem să fim în această sfântă părtășie de seara, de vineri seara, în care, așa cum Domnul a rânduit-o, întotdeauna ne întâlnim cu fratele păstor Relu Bacnaru de la Biserica Deo Gloria. Pot să spun, este gazda dumneavoastră, nu pot să mai numesc invitat, pentru că în fiecare seară de vineri dumnealui este prezent aici cu noi. Eluia. Și ne împărtășește cuvântul din partea lui Dumnezeu. Apoi, totodată, fratele păstor la aceste ore târzii se roagă pentru cauzele dumneavoastră, își face timp pentru slava lui Dumnezeu și pentru a aduce înaintea voastră frumusețea și prezența lui Dumnezeu. Și ne bucurăm pentru că în seara aceasta suntem din nou împreună. Mm-hmm. Și totodată voi dori ca să ridic înaintea lui Dumnezeu o rugăciune, dar nu înainte să vă spun tema. Tema din seara aceasta se numește Coram Deo, care în traducere se numește Trăind în prezența Sa. Mulțumim lui Dumnezeu și în seara aceasta vrem să trăim în prezența Sa și să-L cunoaștem pe Dumnezeu diferit poate de cum L-am cunoscut până acum. Și cred că seara aceasta
Domnul Iisus Hristos va vorbi multora și se va descoperi, poate că se va descoperi în seara aceasta unora care îl caută și care poate astăzi, până astăzi, nu au știut și nu au aflat că Domnul Iisus Hristos nu că a fost prezent acum 2000 de ani, ci este prezent și astăzi și în vecii vecilor. Amin. Amin. Mai vreau amin. Să vă spun ceva. Astăzi, la un moment dat, ascultam la radio, se pusese o întrebare, dacă ați fi, să aveți mașina timpului, ce ați face cu ea? Dacă unii spuneau că ar da timpul înapoi, alții că ar da timpul înainte. Și multe întrebări care au fost așa și m-au mirat din partea oamenilor, nefiind un post-creștin, mulți au spus că ar da timpul în anul zero să-L întâlnească pe Iisus Hristos, să vadă în persoana lor cum a fost Domnul Iisus Hristos. Și m-au mirat aceste întrebări. Foarte mulți au întrebat și au spus despre Iisus Hristos. La un moment dat am observat că acel post de radio, cel care prezenta acolo, încerca să scoată un pic afară că toată lumea spunea despre Iisus Hristos. Și m-am mirat că oamenii sunt curioși de Iisus Hristos, sunt curioși de prezența lui Dumnezeu, de ceea ce a fost atunci. Dragi frați, astăzi credem și noi că suntem interesați să-L simțim pe Dumnezeu mai aproape. Și avem acest prilej să avem tocmai pe fratele păstor de la Biserica Deo Gloria la aceste ore. Mulțumim Dumnezeu și voi face o rugăciune. Apoi fratele păstor vă va purta cât Domnul îl va purta în cuvântul sfânt din partea lui. Amin. Tată din ceruri, în această seară, Doamne, stăm înaintea Ta, nu că suntem vrednici, ci că, Doamne Dumnezeule, Tu ai milă de noi. Și încă o dată în seara aceasta Te uiți prin prezența Ta sfântă la copiii Tăi, la cei care suntem în seara aceasta și ne-am adunat aici. Amin. Doamne, chiar din primele minute îți simțim prezența, Doamne. Și știm că seara aceasta vrei să vorbești multora, Doamne. Și vrei să vorbești multora, Doamne, prin înțelepciunea Ta. Știm că frica vine din partea celui rău, dar știm că ridicarea vine din partea Ta, Doamne. Și în seara aceasta credem că ridicarea va veni din partea Ta, Doamne, prin gura fratelui păstor, Doamne. Pentru că nu Amin, El va vorbi, ci Tu vei vorbi, Dumnezeule, că ești un Dumnezeu Amin, atât de măreț, atât de plin Amin. De bunătate și îndurare. Doamne, dacă Ți-ar cunoaște toți bunătatea Ta, dacă Ți-ar cunoaște toți, Doamne Dumnezeu, lucrările Tale minunate care vrei să le faci în viața lor, nu s-ar mai îndepărta de Tine și n-ar mai pleca, Doamne. Dar în seara aceasta, Doamne, vreau ca Duhul Tău să lucreze, Doamne, și rugăciunea, Doamne, care înalți, Doamne, înaintea Ta, Doamne, să fie o rugăciune, Doamne, care să fie cu foc, Doamne. Întotdeauna, Doamne, lucrurile, Doamne Dumnezeule, care vrei să le aduci poporului, să le aduci prin gura fratelui păstor, Doamne. Și în seara aceasta, Doamne, dacă mulți sunt chemați, Doamne, fă-i să rămână înaintea Ta, Doamne. Cercetează-le inima până în străfund, Doamne Dumnezeule, acolo unde se găsește golul acela care numai Tu îl cunoști, Doamne. Și știu, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu măreț, Doamne. Și în seara aceasta nu vrem altceva. Vrem, Doamne, ca Tu să atingi orice inimă, așa cum ai pus, Doamne, Tu ai rânduit și seara aceasta, Doamne. Dacă stăm în picioare, dacă suntem, Doamne, astăzi sănătoși, chiar dacă stăm în pat, Doamne, și urmărim acest canal, Doamne, de radio, Doamne, chiar, Doamne Dumnezeule, așa cum suntem, Doamne, Tu ai îngăduit seara aceasta pentru noi, Doamne. Și fă ca rugăciunea de la final, Doamne, rugăciunea, Doamne, care va fi înălțată pentru cei care, Doamne, vor scrie la final și vor cere să fie vindecați, eliberați, Doamne. Fă ca rugăciunea aceea, Doamne, să fie, Doamne, o rugăciune care să atingă, Doamne, și să spunem amin. Amin. Amin, amin. Aveți cuvântul, frate păstor. Amin. Aleluia, aleluia. Dragii mei, mă bucur să putem fi împreună în o nouă seară, o nouă, dacă vreți, încheierea unei noi zile și începutul altei zile. Este doar harul, este bunătatea lui Dumnezeu. Sunt convins că au fost multe persoane care au plecat din această lume și care nu și-au imaginat că aceasta va fi ultima zi a vieții lor. Și totuși, iată că Domnul ne-a mai acordat încă o zi. Merită Domnul să fie slăvit și binecuvântat.
vreau să știți că vă salut oriunde vă aflați, vă binecuvântăm în orice loc sunteți, că sunteți în țară, sunteți în diaspora, oriunde sunteți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă poate atinge și mă rog ca această seară să fie o seară în care Duhul lui Dumnezeu va binecuvânta fiecare inimă a celor care vor fi disponibili și deschiși și vor spune, Doamne, operează schimbare și, Doamne, pătrunderea Duhului Tău în viața mea, ca să înțeleg mai mult ce înseamnă să trăiesc în prezența Ta. Slăvit să fie numele Domnului. Vom vorbi astăzi despre ce înseamnă a trăi în prezența Domnului. Normal că conceptul este foarte larg, dar vom atinge câteva lucruri și ne vom referi la ceea ce Dumnezeu a făcut cu primul om, ceea ce Dumnezeu a vrut să așeze în grădină, ca și, dacă vreți, relaționare corectă între El ca Dumnezeu și Adam și Eva, lucru care a intervenit apoi și a perturbat această stare și toate lucrurile astea sunt foarte interesante dacă le prindem pe linia pe care Dumnezeu le-a dorit acolo. Și veți vedea că vom vorbi despre trei tipuri de prezență divină. Despre omniprezența Sa, despre prezența Sa în noi, despre prezența Sa manifestată. Omniprezența lui Dumnezeu înseamnă că El este prezent oricând, oriunde, în orice loc. Orice loc este un loc în care Dumnezeu este prezent. Spune unul din Psalmi 139, spune, dacă mă duc într-o parte, Tu ești acolo. Dacă mă duc la capătul zărilor, Tu ești acolo. Nu mă pot ascunde de Tine, Doamne. Dacă mă, știu eu, intru într-o peșteră și poate caut să ajung cât mai adânc în rărunchii munților, Tu ești acolo. Pe vârful munților, Tu ești acolo. Prezența lui Dumnezeu este absolut în orice loc. Apoi, prezența lui Dumnezeu este și în noi. Și n-am să vorbesc așa de mult acum despre asta, dar ce am să vorbesc despre faptul că prezența Lui este atunci când, în momentul în care noi am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au venit în viața noastră. Trinitatea, Sfânta Treime, trăiește, locuiește în noi. Nu locuiește doar Domnul Iisus. De multe ori auzim câte un predicator spune, primește-L pe Domnul Iisus în inima ta. Da, îl primește în inima ta pe Domnul Iisus, dar problema este că El nu vine singur, El vine împreună cu Tatăl și vine împreună cu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie El. Dacă noi ascultăm pe Domnul, să știți, și ascultăm cuvântul Său, Domnul Iisus spune, eu, zice, voi veni cu Tatăl și voi locui cu El, cu noi, adică, și va locui în noi și cu noi. Pentru totdeauna prezența Sa va fi manifestă în noi, va fi constantă în noi. Și apoi, în al treilea rând, este prezența Sa manifestată. Prezența Sa care face diferența și care vom discuta despre această, despre ce înseamnă prezența Lui, mai ales în timpul închinării, importanța închinării, pentru a experimenta prezența manifestă a Lui Dumnezeu și apoi să trăim în acea prezență. Vedeți, poate unii se întreabă, Doamne, ce cu muzica asta de închinare? Ce muzica asta de laudă și închinare? Că asta a apărut cumva acum de curând și uite, ne întoarce pe dos. Eu vin dintr-o perioadă în care am cântat din anii 78, eram copil atunci, 77-78, am cântat împreună cu unul din compozitorii mari pe care i-a avut Domnul în Timișoara, Mircea Ciugudeanu. Am înregistrat multe casete acolo cu el, împreună cu soția mea și cu alții. Am umblat la foarte multe nunți. Am umblat și știu ce înseamnă muzica de dinainte de 1989. Totodată știu ce înseamnă muzica și după 1989, când a apărut și acea zisa muzică de laudă și închinare, muzica de închinare sau cum să trăim în prezența Lui manifestă, când Dumnezeu se prezintă, prezența Lui. Și ați auzit tot mai mult ideea aceasta de prezența Lui Dumnezeu în timpul de laudă și închinare. Normal,
Mie îmi place să cânt, eu cânt și la chitară, cânt și la voce, soția mea, copiii mei, genele meu cântă, am o fetiță care cântă la vioară, ne place să cântăm, să-L binecuvântăm, să lăudăm pe Domnul. Instrumentele sunt foarte importante. Eu cânt la chitară de mulți ani, de la probabil 14, 15 ani, 16 ani am început să învăț să cânt la chitară și când de atunci, nici acum n-am uitat să cânt la chitară și îmi face plăcere să cânt, mai ales că unul din cuvintele pentru a lăuda pe Domnul este cuvântul zamar, care în limba ebraică înseamnă a ciupi corzile instrumentelor. Sunt psalmi care, dacă vă uitați, spune așa, de cântat cu ghititul. Ghititul este strămoșul chitării, ghititul, un instrument cu coarde. Și erau foarte importante, mai ales psalmii sunt de cântat și veți vedea, nu putem să, epuizăm subiectul ăsta în seara aceasta, o discutăm și cu alte ocazii și în alte seri, dar acum vreau să aduc puțin în atenția dumneavoastră câteva lucruri care presupun prezența manifestată a lui Dumnezeu și apoi cum poți trăi în prezența aceasta. De multe ori, vedeți, în închinare simțim prezența lui Dumnezeu. Însă se pune întrebarea dacă putem umbla și trăi în prezența sa în fiecare zi a săptămânii. Am auzit și înainte de Revoluție să spunea, ce am fost cercetat. Așa am simțit în timpul cântării, așa o atingere, așa o ungere, așa o prezență a lui Dumnezeu, așa o pace, așa o încurajare. Unii au fost vindecați în timp ce se cânta o cântare. Și unii au fost eliberați, alții l-au primit pe Domnul ca Mântuitor. Este foarte, foarte, foarte important să recunoaștem și să înțelegem că muzica nu este mai prejos în valoarea ei decât predica. De prea multe ori, poate muzica a fost considerată ca ceva care trebuie să... să fie pus înaintea predicii ca să creeze așa o bună dispoziție sau să ne facă să ne simțim bine, să ne încălzească inimile și apoi venea treaba tare, venea lucru puternic slujirea predicării care aia punea capac și acolo era esențială. Vreau să spun că totul este esențial. Înainte de a cânta, înainte de a predica, înainte de a te ruga cu cineva, Biblia spune că unde sunt doi sau trei, prezența mea este acolo. Cineva poate să spună amin? Prezența Domnului este deja când te-ai dus la adunare și ești împreună cu 1, 2, 3, 20, 50, 100, 80, 100, 200, 300, nu contează. Când ești acolo împreună, deja prezența Domnului este acolo. Iar în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9, spune că credincios este Dumnezeu care v-a chemat încă înainte de ora 9, duminică, la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Înainte de a ajunge noi acolo, Domnul deja era cel care ne atrăgea cu dragostea Lui. Ne făcea să spunem, sunt obosit, mi-ar veni să mă duc la pescuit, mi-a revenit să mă duc în parc cu soția și copilul, să mă întind pe iarbă și să stau într-o duminică, să mă relaxez. Dar Dumnezeu te-a chemat la părtășie și tu n-ai putut să refuzi și atunci ai spus, trebuie să fiu la adunare, sunt acolo. Și prezența Domnului a devenit și mai pregnantă prin faptul că tu ai ascultat în Duhul tău și ești și ai fost prezent la biserică. Vreau să vă spun că mai întâi, vorbind despre prezența sa manifestată, Dumnezeu a pornit această părtășie vorbind cu Adam și Eva în Eden. Și însă ei au pierdut această părtășie. Domnul a spus să nu mâncați din pomul cunoașterii binelui și răului. Pentru că în momentul în care veți cunoaște, veți muri. De fapt, știți ce a murit? A murit efectiv relația aceasta. Relația care îi transporta în prezența lui Dumnezeu, aia a încetat în momentul acela și a rămas doar omniprezența lui Dumnezeu, care nu-i poate fi refuzată de Dumnezeu, pentru că El este creatorul, El este generatorul, El este Cel care a realizat tot ce se vede, tot ceea ce înțelegem că se vede, că este, că nu este, percepem, nu percepem, El le-a creat pe toate, binecuvântat să fie numele Său. Și tot ce am pierdut însă
în Adam și Eva, când au căzut, Iisus, Domnul Iisus Hristos, a venit ca să restaureze aceea prezență manifestată a lui Dumnezeu. De aceasta a venit Domnul Iisus Hristos. În Geneza, capitolul 3, versetul 8, cuvântul Domnului spune că ei, adică Adam și Eva, au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină. Au auzit glasul Domnului care umbla. Prezența lui era manifestată acolo. Era tangibil aproape. Zice, prin grădină, în adierea amurgului. Aici cuvântul adierea zilei mai degrabă se referă la amurg, la partea zilei care se retrage deja spre seară. Și s-a ascuns, spune Biblia, și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis, unde ești? Și atunci Adam răspunde, am auzit glasul tău în grădină, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-a poruncit să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat-o tu să fie cu mine, mi-a dat din pom și am mâncat, a răspuns Adam. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Șarpele m-a înșelat și am mâncat. Și atunci vedem aici acest lanț de situații în care se învinovățesc cei care stăteau în grădina Edenului, se învinovățesc pentru, știți, pentru o neascultare. O neascultare. Și păcatul cauzează întotdeauna ascunderea noastră față de prezența Domnului care venea printre pomii din grădină. Să știți că Domnul se mișcă printre pomii din viața ta. Domnul se mișcă prin bucătăria ta, Domnul se mișcă prin dormitorul tău, camera mare. Domnul se mișcă, Domnul este prezent și în momentul în care ești curat și ești în relație cu El, știi ce? Poți să-L vezi pe Dumnezeu în lucrurile cele mai simple, în lucrurile cele mai elementare. Țineți minte că Moise mergea într-un mod rutinat prin locul acela în care tot mergea de zeci de ani de zile și a văzut tot timpul, aproape cunoștea fiecare piatră, fiecare pom muscat, fiecare tufiș, fiecare munte sau fiecare movilă cunoștea. Și la un moment dat, dintr-un tufiș de plante, poate ghimpoase și poate mai avea când și cât și flori și dintr-o dată acolo, într-un loc comun, într-un loc pe care îl vizitase mai multe, știi ce se întâmplă? Moise îl vede pe Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, care în momentul ăla când l-a văzut i-a spus, Moise, stai pe un teren sfânt. Înțelegeți că atunci când noi trăim într-o relație apropiată de Domnul, tot locul pe care noi îl călcăm este un loc sfânt? Este un loc potențial ca Dumnezeu să se manifeste, slăvit să fie numele Său. Este locul în care Dumnezeu poate apărea ca la Moise, când a apărut în rugul acela și focul acela albastru l-a îngrozit pe Moise și a spus, cine ești tu? Și probabil privirea lui și gestica, mimica lui au fost de unui om îngrozit, pentru că era în față cu divinitatea. Și Dumnezeu are îndurare de Moise și spune, iată, sunt un Dumnezeu milostiv, îndurător. Și știți, de multe ori când păcatul este prezent în viața noastră, nu-L vedem pe Dumnezeu nu acasă, nici în biserică, nu-L vedem pe Dumnezeu nici în cântare, nu-L vedem pe Dumnezeu nici în predică. De ce? Pentru că păcatul cauzează întotdeauna ascunderea noastră față de prezența Domnului. Dar frumusețea, știți care este? Că Domnul te caută și Domnul ne caută. Și mai ales dacă suntem acolo în prezența, în prezența Sa sau suntem la adunare, ne poate vorbi Domnul printr-o cântare, ne poate vorbi Domnul printr-o rugăciune, ne poate vorbi Domnul prin predicare, în timp ce se citește un verset, în timp ce te întâlnești cu un frate sau o soră și dai mâna și îl îmbrățișezi,
Duhul Domnului începe să vorbească, pentru că prezența Lui este acolo, slăvit să fie în numele Domnului. Este așa de important să înțelegem că nu odăița este vitală și cetală. Odăița este vitală pentru trainingul nostru personal, dar pentru zidirea noastră, unul cu celălalt, ca și trup, avem nevoie să mergem la adunarea cu toți ceilalți sfinții, slăviți să fie în numele Domnului. Casa adunării nu este biserica. Noi suntem biserica. Noi constituim biserica. Casa adunării este locul, casa pe care noi am făcut-o lui Dumnezeu. Nu spunem casa lui Dumnezeu. Nu, este casa pentru noi. Dumnezeu este mai mare decât casa noastră. Pentru că Dumnezeu stă în cerul și pământul este așternutul picioarelor Lui. Ce va încape Dumnezeu în așa zisele casa lui Dumnezeu? Este casa noastră, casa de adunare, este casa în care venim noi să ne întâlnim împreună și împreună generăm prezența lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Haleluia! Este prea măreț Dumnezeul meu. Haleluia! Pământul este doar așternutul Lui. O, căsuța aia nu-L poate încape pe El. Dar să știți că Dumnezeu spune să faci un lucru. Dumnezeu creează o formă, El mai face ceva, o umple. Când Solomon a făcut templul după porunca lui Dumnezeu, știi ce a făcut Dumnezeu? L-a umplut cu gloria Lui. Amin? Când Dumnezeu a făcut trupul uman, uitați aici, în 2:7 spune, Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din țărâna pământului. Și când Dumnezeu modelează ceva, creează ceva, pornește ceva, știi ce face Dumnezeu? Suflă Duh de viață. Suflă, îl umple cu ceva, îl umple cu gloria. Dacă templul lui Solomon a fost umplut cu ceva, știți cu ce a fost umplut? Nu cu oameni. A fost umplut cu prezența lui Dumnezeu, că a venit ca un fum gros și s-au îngrozit toți. Și când a venit împărăteasa Niseba și a văzut ce e acolo, a rămas uimită și a spus, extraordinar, așa Dumnezeu avem și noi nevoie. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Când Dumnezeu face ceva, Dumnezeu îl umple cu El, cu Sine, cu prezența Lui. Spunea bine Augustin, unul din părinții bisericii, în adâncul ființei umane există un gol care are forma chipului Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să umple golul ăla. Poți să bagi mașini, Mercedes, poți să bagi case de 400-500 de metri pătrați, poți să-i bagi mobile, poți să-i bagi cele mai bune haine, aur, bani, și niciodată golul ăla nu se va umple decât cu El, cu Dumnezeu. Când în ființa umană intră Dumnezeu, este ca o piesă de puzzle care se recompune și care creează efectiv acea unitate care califică pe om să devină Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Haleluia! Vedeți, păcatul, am spus, totdeauna cauzează ascunderea noastră față de Dumnezeu, față de prezența Domnului. De ce unii când vii la biserică îi vezi că plâng, îi vezi că sunt topiți de dragostea lui Dumnezeu și alții se uită numai la ceas sau se uită în telefon sau stau pe Facebook, stau cu telefonul să facă citesc în Biblie și ei de fapt se uită cine le-a mai scris, câte like-uri le-a mai dat la ultima postare interesantă sau ultima poză făcută nu știu unde. De ce? Pentru că poate de multe ori păcatul este cel care ne face să nu mai simțim nimic, să nu mai percepem nimic, să nu mai credem nimic, devenim împietriți. Aveți grijă, zice, ca să nu ne împietrim prin înșelăciunea păcatului, pentru că există șansa ca păcat după păcat după păcat făcut să împietrească, să amărască inima, să împietrească inima și să ne fure certitudinea existenței lui Dumnezeu. Păcatul o poate face, să știți. Acum, și facem de multe ori asta în serviciile noastre închinare, dacă cumva dacă ai greșit cumva, știi, vine diavolul și spune, a, nu te închina, ești un ipocrit. Să știți că diavolul vine să spună. Și atunci știți pe cât îi înșeală diavolul? Pentru că noi credem că locul în care suntem acolo, la biserică, este un loc în care este sfânt prin faptul că este locul sfânt. Nu, el este sfânt doar pentru că Dumnezeu este sfânt. Și când mergem acolo,
I-am spus frecventă Biserica de Ogloria. Biserica de Ogloria nu este un frigider de păstrare a evlaviei, și un frigider, un congelator cu oameni plini de frica de Domnul, oameni extraordinari care stau și care se bucură acolo. Și Nu. Biserica de Ogloria este un spital pentru păcătoși, pentru oameni bolnavi, pentru oameni necăjiți, pentru oameni suferinți, pentru oameni care au fost afectați de această molimă care se numește păcatul și fără de legea. În biserică vii și dacă diavolul chiar vine și spune nu te închina că ești ipocrit, atunci trebuie să spui, când ai dat o bară, ai nevoie mai mult de prezența lui Dumnezeu, ai nevoie mai mult de Domnul, ai nevoie mai mult de pocăință, ai nevoie mai mult de deschidere, ai nevoie mai mult de lacrimi, atunci. Însă Adam și Eva nu se ascundeau de omniprezența lui Dumnezeu, vedeți? Ci ei se ascundeau de prezența manifestată lui Dumnezeu. În Exodul capitolul 33, versetul 14 și 15, avem aici un episod în care îl avem pe Moise, care vorbește cu Dumnezeu, care spune, versetul 14 și 15 astfel, prezența mea te va însoți. Mă ascultați? Prezența Domnului va fi cu Moise, spune, și îți voi da odihnă, a răspuns Domnul. Și atunci Moise a spus, dacă nu vei merge tu însuți cu noi, nu ne trimite de aici. Nu vrei să plecăm de aici. Vedeți? Domnul spune, prezența mea va merge cu tine, te va însoți. Cum spune el asta, când el este peste tot, cum face? Adică Domnul, când el este peste tot, cum spune Domnul că prezența mea va merge cu tine? Cum? Deoarece nu se referea la omniprezența sa, adică la prezența sa peste tot, ci va fi, nu, ci el spune că va fi între noi atunci când merge la fiecare să... auziți, el îți va da ce are. El îți va da exact ce poate să dea. El va oferi și îți va crea posibilitatea să primești ce numai el poate să ofere. Vedeți, atunci când merge... ai nevoie de un milion, la cine mergi? Un milion de lei, hai să zicem, vechi, să nu spun un milion de euro, că nu prea sunt oameni cu milionul de euro prin jurul nostru, dar la un milion de lei vechi, dacă mergi la 100 de lei, dacă ai nevoie de ei, nu o să mergi la unul care poate stă pe stradă calic și vezi că doarme niște, pe lângă tomberoane, nu o să mergi la el să-i ceri, să-i ceri 100 de lei, ci vei merge la cineva care are, care știi că are. Deci, cel care, și merg la unul care poate e milionar sau unul care are un business, pentru că el îți va da ceea ce numai el poate să-ți dea, nu și alții, da? Când venim în închinare, Domnul dorește să își manifeste prezența sa și să se facă de cunoscut Dumnezeu și să facă ceva pentru noi, ceva ce noi nu suntem în stare, ci doar El, Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. De aceea, noi trebuie să intrăm în prezența Lui. Noi trebuie să admitem că prezența Lui este acolo. Și dacă ni se pare că cântă cineva mai fals în față, și dacă ni se pare că instrumentul ăla nu-i care grozav și că omul știe doar două, trei note, noi trebuie să înțelegem că, dincolo de notele astea, faptul că suntem câteva o mână de oameni acolo, vorbește despre faptul că Dumnezeu este credincios cuvântului și El nu se poate tăgădui singur, spune Biblia. El va fi acolo pentru că a spus că unde sunt doi, al treilea sunt eu. El va fi acolo. Haleluia! Apoi, vreau să mai spun un lucru, că este posibil să părăsești prezența lui Dumnezeu. Nu mă refer la omniprezența, ci la prezența sa manifestată. În Geneza capitolul 4, versetul 16 spune că Cain a ieșit din prezența lui Dumnezeu. Exact, în Geneza capitolul 4, versetul 16, despre asta vorbește. Spune că a plecat din prezența Domnului și s-a așezat în țara Nod. L-a răsărit de Eden. Cuvântul Eden înseamnă prezența. În grădina Edenului, de fapt, era grădina prezenței lui Dumnezeu.
Și știți un lucru? Adam și Eva au pierdut grădina. Un înger cu o sabie învăpăiată i-a alungat din grădină. I-a alungat din prezența lui Dumnezeu. Dar a venit Domnul Iisus Hristos, acum 2000 de ani, binecuvântat să fie numele Său, El care a venit ca viață, ca lumina a oamenilor, ca viața zoie, ca lumina, lumina aceea care aduce, care biruie întunericul și pe care întunericul niciodată nu va birui și aduce prezența Domnului și El de fapt aduce, știți ce, fructele pomului vieții care a fost ridicat odată cu grădina. Pentru că acolo unde este prezența Domnului, acolo este pomul vieții, slăvit să fie numele Domnului. Pomul vieții este unde e prezența Domnului, una cu alta. Ele nu pot să fie separate una de alta. Și Domnul este prezent. De multe ori însă, noi putem ieși din prezența. Uitați cum a făcut Cain. Nu te poți ascunde de omniprezența, de omniprezența lui Dumnezeu, însă poți ieși din prezența sa. În Iona, capitolul 1, în Iona, capitolul 1, versetul la 1 la 3, e un verset foarte interesant care vorbește despre faptul că Iona a căutat să fugă, să iasă din prezența Domnului. E foarte interesant modul în care notează aici scriitorul. Spune așa, cuvântul Domnului a venit la Iona, fiul lui Amitai, și a zis, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Dar Iona s-a sculat să fugă în Tarsis, departe de fața Domnului. Cuvântul în limba ebraică este Minei Yahve. Minei Yahve, fața Domnului, prezența Domnului. A vrut să fugă de prezența Domnului. Să știți că sunt unii oameni care într-un mod constant, într-un mod hotărât, într-un mod consacrat pleacă sau se retrag din prezența Domnului. Nu numai păcatul. Când greșim, da, de multe ori spune că și păcatele pun un zid de despărțire și ne împiedică să-L auzim pe Domnul. Știți asta? Păcatul face lucrul ăsta. Dar este vorba și de intenția noastră. De multe ori noi, când simțim că suntem, că planurile noastre nu mai merg cu planurile lui Dumnezeu, când parcă Dumnezeu nu merge pe drumul pe care noi am vrea să meargă, dintr-o dată începem noi să fabulăm planul nostru, începem să stăm înțepeniți așa, ca și Iona, pe planul lui și spune că Iona a luat o corabie la Iafo, a mers pe Tarsis, după aceea a plătit prețul călătoriei, s-a urcat în corabie ca să meargă împreună cu marinarii la Tarsis, departe de fața Domnului. De câte ori și noi, crezând că facem poate bine, când Domnul ne spune să facem un lucru care este în ciuda, în contra, ceea ce ni se pare nouă, normal, nu-i de la Domnul asta, nu-i de la Domnul, lasă-mă, nu, Domnul face numai așa, Domnul are numai poporul lui, se gândea Iona, Domnul are doar tăiații lui împrejur, în biserică doar așa se fac lucrurile, nu se fac altfel, nu se cântă altfel, nu se cântă cu instrumentele alea. Eu țin minte că dintr-o vreme în care, dați-mi voie să vă spun că chitara nu era un instrument prea sfânt, prea holy, prea grozav, părea, chitara era cumva un instrument care cumva aducea modernism, aducea poate mai puțină pocăință. Și oamenii erau centrați pe muzica de pe orgă, la orgă, muzica cu acordeonul. E ok și acordeonul, e ok și cu orgă, e ok și cu pianul. Dar vreau să vă spun că oamenii au niște limitări. Știu și acum erau, până acum nu de mult poate, nu știu dacă acum mai sunt, biserici în țară în care nu se cântă decât cu acordeonul acolo și stă acordeonul, dacă știi să cânti acordeon, cânti, dacă nu, cânti la fluier sau nu cânti la nimic, n-ai voie să cânti la alte instrumente, pentru că se considera că nu sunt așa de sfinte. Dar veți vedea că înaintea lui Dumnezeu nu există instrument păcătos. Nu există instrument păcătos. Totul este, de fapt, și are de a face cu intenționalitatea cu care folosesc poate un instrument sau cânt o cântare, sau folosesc niște cuvinte. Și o să vorbim nu așa de mult acum, dar o să vorbim cu altă ocazie mai mult. În fine, sunt câteva clasificări când vorbim despre instrumente, care includ toate instrumentele clasice existente.
instrumente de suflat, instrumentele cu corzi care vibrează și instrumente de percuție. Acestea sunt cele trei mari categorii de instrumente. Să știți că lui Dumnezeu îi place să cânte la instrumente, că lui, El le-a creat. El le-a creat și se pare că Satan, care era înainte Lucifer, înger de lumină, se pare că le-a avut aceste trei instrumente în el. Dar știți un lucru? Că și tu ai cele trei instrumente în tine. Haideți să vă spun. Uitați, fiți atenți la mine. Avem percuția. Avem palmele. Cu palmele putem ține ritmul, putem binecuvânta pe Domnul. Popoarele, spune în Psalmul 47, aplaudați, bateți din palme popoarele. Într-un verset din Isaia spune, atunci toți pomii din câmpie vor bate din palme. Vă dați seama? Până și pomii au palmele lor ascunse acum. Palmele țin ritmul și vorbesc despre unul din cele trei categorii de, instrumente existente. Percuția sau ritmul, care noi, Domnul ne-a dat abilitatea să o facem cu palmele noastre. Apoi, știți că avem instrumente de suflat? Avem corzi. Știți care sunt corzile noastre? Ați auzit de corzile vocale? Corzile vocale sunt corzile care vibrează. Sunt doi mușchiuleți aici. Sunt două corzi. Și ele vibrează, imaginați-vă mușchiuleții aia vibrează și produc sunetele astea extraordinare care se aud. Vocea ta frumoasă, modul în care vorbești și modul în care adresezi, în care comunici. Este fabulos ce importanță au cei doi mușchiuleți care îi avem aici. Ați știut că, de fapt, în comunicare, cuvintele au ponderea de 7%. 7% este comunicarea verbală. Ceea ce se aude despre cuvinte e 7%. Apoi, este comunicarea paraverbală. Comunicarea paraverbală este comunicarea pe care o realizăm prin timbrul tonului pe care, când spunem vino acasă sau vino acasă, e diferit. Comunicarea verbală este 38%, nu, 43%. 43% este comunicare non-verbală, dar care este, are de face cu timbrul, modul în care folosim cuvintele. Și apoi este non-verbală, este încă 40%, acea parte din a mimica feței și modul în care exprimăm, în care ținem gura, impostăm sunetul, au de-a face, e foarte interesant că nu doar cuvintele, și corzile noastre vocale care vorbesc cuvântul, în modul în care folosim timbrul vocal, care cântăm, când toate astea sunt foarte importante. Avem percuția în primul rând, avem corzile vocale și voi printre corzi, cum am spus, corzile vocale, vedeți, operează când vântul trece. Deci dacă noi nu suflăm, corzile nu rezonează. Vedeți? Dacă ne ținem respirația, nu se aude nimic. Noi trebuie să rostim, vedeți? Rostim ieșind și iasă vântul ăsta care trece printre corzi și iasă sunetul. E foarte interesant cum ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat cu instrumente noi. Despre Satan așa spune. Satan zice, ai fost creat, ai fost desăvârșit, spune acolo în Ezechiel 28. Ezechiel 28 vorbește despre Satan. Zice, fiul omului spune prințului tirului, că așa vorbește stăpânul Domn. Ți s-a îngânfat inima și ai zis, sunt zeu, stau pe tronul zeilor, dar crezi că ești asemenea zeu, dar tu ești de fapt doar un om, nu ești un zeu. Iată, te crezi mai înțelept decât Daniel și crezi că nicio taină nu ți este ascunsă. Și apoi spune mai departe, stați un pic așa, am să vă dau versetul. Erai un semn al perfecțiunii, spune versetul 12.
Erai un semn al perfecțiunii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre prețioase. Și spune mai departe, bijuteriile și filigranele tale erau din aur, pregătite încă din ziua în care ai fost creat. Și aici vorbește despre faptul că Satan a fost creat cu instrumente în el însuși, însă el a căzut. Și atunci știi ce a făcut Domnul? Domnul te-a creat pe tine și m-a creat pe mine cu instrumente în noi înșine. Nu este minunat lucrul ăsta? În 1 Cronici, capitolul 13, versetul 8, 1 Cronici, capitolul 13, versetul 8, realizăm aici un verset foarte interesant în care vorbește despre David. 1 Cronici 13 cu 8 spune astfel: Voi credeți că vă puteți împotrivi regatului Domnului care se află în mâna urmașilor lui David doar pentru că sunteți o mare mulțime și aveți împreună, voi l-ați izgonit pe preoții Domnului? Și încă unul mai departe, 1 Cronici 25 cu 1, încă un verset, care vorbește despre faptul că David a fost, nu găsesc versetul exact, acum am găsit, Amația, așa, era în vârstă de 25 de ani când a devenit rege și a domnit în Ierusalim. Timp de 29 de ani, mama lui se numea Iohadin și era din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și David, se pare că el i-a instruit pe toți muzicienii săi cum să profețească la instrument, cum să vorbească, cum să cânte. Mai ales în 2 Cronici, capitolul 5, versetul... Cred că am greșit aici, că era în 1 Cronici și am făcut în 2 Cronici. Sorry. Așa. 13 cu 8. Da. Uitați aici. David și întregul Israel sărbătoreau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea, cântând din lire, din harpe, din tamburine, din chimbale, din trâmbițe. Toate acestea erau instrumentele care David le folosea. Scuzați-mă că am fost în 2 Cronici și eu trebuia să fiu în 1 Cronici. Și tot în 1 Cronici, capitolul 25, versetul 1, vorbește despre faptul că atunci când Domnul i-a activat, spune că David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujire pe unii dintre fiii lui Asaf, al lui Heman, ca să profețească în sunet de liră, de harfă și de chimbal. David i-a învățat pe ucenici săi cum să profețească la instrumente. În 2 Cronici, capitolul 5, versetul 13 și 14, avem iar o relatare a faptului că David, și spune aici despre oamenii care au fost educați de el, cum toți leviții, cântăreții, îmbrăcați în nii subțire, stăteau la răsărit de altar cu chimbale, cu harfe, cu lire, împreună cu cei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Cei ce sunau din trâmbițe s-au unit cu cei ce cântau să laude și să-i mulțumească Domnului, când și-au înălțat glasurile acompaniați de trâmbiță, din chimbale și celelalte instrumente, lăudând pe Domnul. Cuvintele este bun, îndurarea lui ține pe vecie, un nor a umplut casa Domnului. Preoții n-au mai putut rămâne să slujească din cauza norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu, dragii mei. Noi aceasta dorim să vedem în bisericile noastre, în timp ce se cântă la instrumente, că este fanfară, că este orchestră, că este trupă de închinare, că este o singură chitară, că este o orgă, că este un pian. Noi dorim să vedem și Biserica Deo Gloria, mai ales, dorim să vedem coborând gloria lui Dumnezeu la serviciile noastre, dorim să vedem căzând gloria lui Dumnezeu, umplând casa sa. Și se întâmplă când îl lăudăm și ne închinăm lui cu instrumente. Instrumentele sunt mult mai importante decât credeți. Mi-aduc aminte de o istorie interesantă pe care am aflat-o despre cineva, despre o doamnă. O doamnă a fost mântuită, care nu era căsătorită, ea trăia împreună în concubinaj cu prietenul ei și când a fost salvată la biserică, vine și spune partenerului său: știi ce, nu mai pot să stau cu tine,
pentru că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Deci dacă nu poți, nu putem să mai fim împreună, pentru că eu m-am pocăit și când îi spune lui asta, păi zice, și eu vreau să văd unde mergi tu, vreau să vin împreună cu tine. Și ea îl instruiește și îi spune așa, uite, bine, vii cu mine la biserică, dar dacă vrei să faci, uite cum am făcut eu. Zice, când eu mi-am predat viața Domnului când au fost invitați vizitatorii bisericii să vină să-și predea viața Domnului. Când auzi cuvântul vizitator, tu să ieși și tu să ieși în față și să-ți predea viața Domnului. Bun, zis și făcut. Când acolo, la un moment dat, în timpul programului, în timpul închinării, omul nostru începe să se simte rău fizic. Voia să vomite și probabil era o manifestare din asta. Prezența lui Dumnezeu făcea ca diavolul să părăsească viața acestui om. Omul începea să fie eliberat acolo în timpul închinării. Și îi spune partenerii sale, uite, eu plec afară, nu mai stau aici pentru că nu mă simt bine, uite, se cântă, e interesant așa cum e, dar nu pot să stau, nu pot să mai rămân în picioare, să stau în picioare. Mă simt foarte rău. Și ea îi spune, taci din gură, stai aici, ăla e diavolul care vrea să iasă afară din viața ta. Stai aici până la capăt. Și el rămâne acolo, a crezut-o pe ea și diavolul care căuta să oprească de la mântuire, să știți că de multe ori și la noi se întâmpla. În timpul programului venea câte cineva și în timpul închinării, efectiv, ieșeau oamenii afară care se simțeau rău. De ce? Pentru că diavolul era provocat acolo. În prezența Domnului, diavolul este provocat. Și este important să fie în bisericile noastre, este important să existe această realitate. Pentru că prezența manifestată a lui Dumnezeu tulbură pacea diavolului. Diavolul este împăcat și mulțumit și fericit când oamenii vin și stau și se uită ca la spectacol, la program. Dar nu pentru asta mergem noi la biserică. Noi mergem să ne lăsăm cercetați de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, diavolul iasă afară. Te face să vomiți, te face să te simți rău, dar asta face ca să poată intra Duhul lui Dumnezeu, să intre prezența Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul. Diavolul Amin. Trebuie să fie făcut fără de putere și omul cetare trebuie să fie scos, pentru că Duhul Domnului este putere, slăvit Amin. Și binecuvântat să fie în numele Său. Haleluia! Și omul nostru, în timp ce a rămas acolo, a zis, ok, gata, pregătit, chiar dacă se simțea mai puțin bine, aștepta pregătit acolo să vadă ce urmează. Și destul de hilară situația asta, dar veți vedea că Domnul are modalitățile lui de a salva pe oameni. Și aștepta cuvântul vizitator, să audă cuvântul vizitator, când se gândea el, gata, ies în față și predau viața Domnului și am rezolvat-o. Bine, biserica aceea avea un păstor care tocmai vizita atunci programul, urma să predice atunci și păstorul senior al bisericii îi introduce pe păstor la predică, îi urează bun venit tuturor vizitatorilor care au venit la biserică și când omul nostru aude cuvântul vizitator, o zbughește direct în față. Îl zbughește, aleargă la amvon, se pleacă acolo la altar și stă lângă amvon în timp ce... păstorul nu știa ce e cu omul ăsta care a venit așa în viteză acolo la amvon. Și ăla stătea, aștepta acolo sub amvon și întreabă păstorul, hei, ce faci aici? Poți să te ajut cu ceva? Și face el, da, sunt un vizitator. Bun, fain, ce pot să fac pentru tine dacă ești vizitator? El, omul știu că când aude cuvântul vizitator trebuie să-și predea viața Domnului. Și zice, omul se gândea, bă, membrii sunt salvați, vizitatorii sunt păcătoși. Vizitatorii vor merge în iad. Zice, băi, sunt un vizitator. Și atunci spune, eu sunt un vizitator care merg în iad. Am nevoie de salvare. Și atunci au pornit o cântare de închinare, au venit păstor acolo, l-au luat, l-au îmbrățișat, s-au rugat împreună cu el, l-au condus la Hristos și omul și-a predat viața într-un mod nou, într-un mod în care se întâmplă mai rar. Dar Domnul are căile sale ca în timpul închinării, în timpul slujirii, să atingă viața omului. Un cuvânt, Amin. Poate un Amin. Sfat, o încurajare. Când e prezența Domnului, totul Amin. Se transformă, totul se mișcă. Noi nu avem de programe, nu avem nevoie de programe din astea, ca la muzeu sau ca la concert sau ca Amin. Nu știu unde, din astea, ca la un concert care să fie totul perfect. Noi avem nevoie de prezența manifestată a Duhului Sfânt. În momentul în care cântăm acolo, oamenii să duhurile să cadă în leșin. În momentul în care cântăm, în momentul în care predicăm, acolo Duhul Domnului să miște inimile și păcătoși și să spună
am nevoie de mântuire, că mă duc în iad, sunt un vizitator pe acest pământ și mă duc în iad, eu vreau să primesc pe Iisus Hristos în viața mea. Și să știți că este important să cântăm pasionat, să umblăm pasionați, să trăim pasionați, să predicăm pasionați. Iau o vorbă, dacă nu cânți cu foc, aruncă-ți cântarea pe foc. O să aud în amin? Dacă nu predici cu foc, aruncă-ți predica pe foc. Amin. De ce? Pentru că trebuie să transmiți focul prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să fii pasionat, trebuie să crezi. Apostolul Pavel spune într-un verset, am crezut, de aceea am vorbit. Să știți că am văzut așa de mulți oameni care nu prea cred ceea ce vorbesc, dar vorbesc, să se afle în treabă și nu se întâmplă nimic. Auziți, eu spun pasionat și convins de ceea ce face Domnul pentru mine. De aceea îl transmit cuvântul și lasă iasă afară. Și eu cred că Domnul are și în această seară, în această seară are cuvânt specific pentru cineva care are nevoie să primească mântuirea. Ai nevoie să primești și simt profetic acum și vorbesc cuiva pe care nu-l văd. Dar cineva care spune și care în timp ce este acum poate să scrie, eu am nevoie de Hristos, eu am nevoie de mântuire, eu am nevoie de iertare, eu am nevoie de răscumpărare, eu am nevoie de curățire, eu am nevoie de puterea sângelui lui Iisus Hristos să curețe viața mea, eu am nevoie de prezența manifestată a lui Dumnezeu în viața mea, eu vreau să trăiesc în prezența lui Dumnezeu, eu vreau să nu mă las ca diavolul și păcatul să mă împiedici, să mă facă să fug în tufiș și să mă ascund după activitățile mele, după problemele mele, după scuzele mele să mă ascund. Eu vreau să trăiesc în prezența lui Dumnezeu și vreau să mă las cercetat, vreau să mă las schimbat, vreau să mă las înnoit, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile se fac noi. Eu vreau să devin o ființă nouă în seara aceasta. Dacă spui lucrurile acestea și simți în inima ta că ai nevoie de lucrurile acestea, scrie acolo mesaj și Duhul lui Dumnezeu îl va vedea. Amin. Și intenția inimii tale va fi remarcată de el. În 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, mi-e place așa de mult, 2 Cronici 16 cu 9, este un verset cheie pentru mine, care spune așa, că Domnul își are privirea răspândită pe întreg pământul ca să întărească pe cei a căror inimi este devotată, dedicată. Știi că seara asta poate să fie seara devotării tale, seara dedicării tale, seara în care nu mai fugi de fața Domnului, nu mai alegi de fața Domnului, și seara în care vii și spui, Doamne, mă predau, mă dau, Doamne, am renunțat, Doamne, mă predau, stau cu mâinile sus și spun, Doamne, ai viața mea, ai existența mea, așa cum sunt, vin la tine, Doamne, n-am niciun merit, Tu ești singurul care merită ceva și dacă viața mea contează ceva pentru tine, Doamne, îmi predau viața ție. Și vreau să închei mesajul din această seară, ca să vedeți ce a făcut Dumnezeu. Pentru că Satan a căzut datorită închinării, s-a văzut mai frumos, mai special, s-a mândrit că este prea ilustru, este prea grozav, conducea închinarea și în timp ce conducea închinarea, efluviile laude și închinări veneau din toată împărăția lui Dumnezeu spre el și avea senzația că ei sunt ale lui. Și a vrut să le ia pentru el, s-a văzut mai frumos, s-a văzut mai bun decât Dumnezeu și Biblia spune că a amăgit o treime din îngeri cu care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, dar vine Domnul Iisus și spune, l-am văzut pe diavolul ca o lumină, așa zice, am văzut căzând ca o lumină. Într-o fracțiune de moment, diavolul a fost învins de Dumnezeu. Dumnezeu n-a avut problemă să lupte cu diavolul. Dragii mei, nu există o forță să stea înaintea lui Dumnezeu și diavolul a fost aruncat la pământ. Și când a fost aruncat la pământ, el s-a strecurat în grădina Edenului. Știți că Adam a fost pus să lucreze și să păzească grădina. De cine să păzească? Știți de cine? De diavolul, de șarpele. Venim toți și spunem, și mai ales scuza masculină acum, femeia păcătuit, ea e prima, ea e care... Dar știți că bărbatul Adam, primul Adam, nu și-a făcut menirea să vegheze, să păzească grădina pe care Dumnezeu i-a dat să o păzească? Știți că noi ca bărbați avem datoria să păzim grădina casei noastre? Știți că Edenul nostru ne califică ca preoți ai lui Dumnezeu, știți? Edenul nostru, familia noastră, casa noastră, locul în care ne mișcăm noi, este locul în care se manifestă prezența lui Dumnezeu? Știți că unde este soțul și soția, Dumnezeu este acolo, prezența Lui manifestă este acolo. Unde sunt doi, ei sunt doi într-o relație maritală. Soțul și soția.
Hristos este prezent. Slăvit să fie în numele Domnului. Și știți ce? Dacă prezența Lui este acolo și este Edenul în familia noastră, noi avem datoria ca bărbați să lucrăm grădina și să protejăm grădina, să protejăm casa noastră, să protejăm relația noastră, să protejăm soția noastră, pe copiii noștri, să protejăm locul care Domnul ne-a pus. Amin, dragii mei? Diavolul a intrat pentru că Adam n-a fost atent. El n-a știut cum să se păzească. Nu trebuie să păzească de mamuți, nu trebuie să păzească de pterodactili sau de animal din ăsta, din Jurassic. Nu, trebuia să o păzească exact de diavolul care a fost aruncat pe pământ, la pământ. Și care a venit sub formă de șarpe și a ispitit-o pe Eva. Deci Adam nu trebuia să stea pasiv când soția lui era ispită, trebuia să fie pe fază. Dar nu s-a întâmplat așa. Și haideți că Dumnezeu a făcut ceva. Ce a făcut Dumnezeu? A făcut mai mult decât credem noi. În Geneza 1, versetul 2 spune un verset ciudat. Nu e legat nici de versetul 1, nici de versetul 3. Și sunt multe teorii acolo, dar spune că pământul era pustiu și gol. Și acolo se pare că, după anumiți teologi, corespunde cu momentul căderii lui Lucifer. Lucifer a căzut în acea perioadă. Cuvântul Dumnezeu a creat cerul și pământul la început, ăsta este primul verset, urmează pământul era pustiu și gol și apoi spune Dumnezeu a zis să fie lumină. Și versetul acesta e foarte interesant, pământul era fără formă și gol, peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. Și apoi versetul 3 este, atunci Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Vedeți? Era haos în versetul 2 și haosul se pare că, spun anumiți teologi, că a fost provocat de căderea lui Lucifer. Aici a avut loc căderea lui Lucifer, în versetul 2. Sunt multe teorii, dar în tohu va bohu, aici este momentul în care Satan a creat haosul. Gol înseamnă sterpiciune, nimic înseamnă întuneric și totuși în întunericul ăla spune Duhul lui Dumnezeu era în control, binecuvântat să fie Domnul. Oricât de întuneric ar fi în viața noastră, dragii mei, oricât de greu ar fi în viața noastră, oricât de dificil, oricât de puțină lumină am vedea, oricât de gol și cât de întunecos ar fi mediul în care ne mișcăm noi, vreau să vă spun că Duhul Domnului planează deasupra dumneavoastră acum. În momentele acestea pot să afirm, Duhul Domnului plutește peste întinderea existenței dumneavoastră, vieții dumneavoastră. Duhul Domnului este acolo. Și Domnul a avut grijă de trei lucruri, spune, să fie lumină, așa spune, să fie lumină. Primul lucru, a format lumina zilei și a nopții. Doi, apoi a format lucrurile, respectiv pământul, planetele. În locul haosului, Dumnezeu a reglat ce a făcut asta. Apoi, în al treilea rând, Domnul a mai făcut ceva. A spus să umple în golul, nimicul. Și a creat plantele, munți, copaci, flori, făpturi vii, păsări, animale. A adus plinătate în locul goliciunii. Dar mai lipsea un singur lucru, dragii mei. Gândiți-vă. A zis să fie lumină, da? Apoi, Domnul Dumnezeu a făcut să fie... De asemenea, a creat pământul, planetele, a creat tot ceea ce era gol. În locul golului a creat Domnul corpuri de astea cerești. A apărut primele elemente ale astrofizicii. Și apoi Domnul a umplut golul cu nimic și a creat plante, munți și așa mai departe. Și știi ce lipsea? Un singur lucru. Și a venit Lucifer să-i spună, ei, ai toate acestea, dar cine te va lăuda pe tine, Doamne? Cine te va binecuvânta pe tine? Cine îți va cânta cântări? Pe mine m-ai alungat acum? Bine, am fost rebel, m-ai alungat. Acum prezint un fel de dialog din ăsta, cumva virtual. Dar cine te va glorifica? Cine se va închina? Cine este nou lider de închinare acum, Doamne? Cine? Și acum urmăriți-mă, Dumnezeu s-a plecat, a luat o mână de țărână, a suflat în ea suflare de viață și a zis, acesta este noul meu lider de închinare. Acesta este noul meu închinător. Și mai mult de atât, Lucifer, el îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi doar călcâiul. Și atunci a apărut pe scena istoriei Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie
numele Lui. În Evrei, capitolul 2, versetul 12, spune un lucru foarte interesant, care ne scapă. Noi credem că Domnul Iisus și mulți din părinții bosnicieni sau prenicieni chiar spuneau, o, muzica nu este tare importantă, dar vreau să spun că muzica este importantă pentru Dumnezeu. Uitați ce spune despre Domnul Iisus în Evrei, capitolul 2, versetul 12, un verset foarte tare. Spune așa, căci cel ce sfințește, căci și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din Dumnezeu. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați, spunând, voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos este, de fapt, noul lider de închinare care creează și învață, este noul David, care David mai târziu îl vedem învățându-i pe cei din templu. Domnul Iisus ne învață pe noi să-L binecuvântăm pe Tatăl. Vedeți, Domnul Iisus, supremul lider de închinare, ne învață cum să cântăm, cum să ne închinăm. Și a fost o singură problemă, că Lucifer s-a prezentat cumva și noului lider de închinare. A venit și la Domnul Iisus Hristos. Știți că a venit lider la Domnul Iisus Hristos și l-a luat în deșert să-L ispitească, da? Pentru că avea instrumentele și a zis exact același lucru, cum să spun, și Domnul Iisus, dar înainte de Domnul Iisus a venit la altcineva. Știți la cine a venit? A venit la Eva. Și știți cu ce a venit? Exact cu ceea ce a fost, cu ceea ce a generat căderea lui Lucifer. Știți că voi puteți fi ca și Dumnezeu? Știți că puteți fi ca și Dumnezeu? Și spune exact în Isaia 14, voi fi ca și cel preanalt, ce Adam și Eva au fost prinși în cursa și haosul, goliciunea și întunericul a venit înapoi. Dar 2000 de ani mai în urmă, Domnul a spus din nou să fie lumină și l-a trimis pe Fiul Său în lume, lumina lumii. Și acolo, vedeți, când a apărut El, a venit diavolul și i-a spus așa, știi? Vreau să vezi cine e adevăratul Dumnezeu. Eu am toate lucrurile astea, ți le dau ție dacă mi te închini. Ei, aici i s-a terminat diavolului. Toată, n-a putut să treacă de Iisus Hristos, care a spus, este scris. A venit cu cuvântul lui Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu și doar Lui trebuie să îi te închini, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Iisus Hristos, al doilea Adam, a răscumpărat ce a greșit primul Adam. Iisus Hristos, al doilea, dacă vreți, al doilea și finalul lider de închinare, pentru că de el vorbește Evrei, capitolul 2, versetul 12, că El este curat și sfânt și fără pată, a răscumpărat tot ce a greșit primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a așezat ca să-L laude pe El. Și așa că vreau să vă las cu acest gând, dragii mei. Dumnezeu te-a creat după chipul Său și te-a creat cu instrumente ca să-L lauzi și să-I te închini. Și când faci asta, tu îți folosești instrumentele tale din dotarea ta. Adică poate corzile tale vocale, palmele tale, în momentul în care plămânul tău suflă, gloria Domnului umple casa adunării în care te miști tu, când tu folosești instrumentele, casa ta, casa inimii tale, casa Domnului, casa în care mergi să te închini, vor fi umplute de prezența Domnului. Instrumentele sunt mult mai importante decât crezi. Vreau să-ți spun doar vreo două, trei întrebări, înainte de a ne ruga. Puneți întrebarea, Doamne, ce vrei să-mi vorbești prin mesajul acesta mie? Și întrebarea mea este, îți exprimi dragostea ta față de Iisus nu doar în weekend când mergi la biserică? Și vreau să spun că nu serviciul este partea cea mai tare, ci atunci când El se manifestă, că prezența Lui face ca durile să cadă în leșin. El se manifestă când îl lăudăm cu instrumente pe care El mi-a dat în noi. Dacă ai nevoie de slava Lui, de slava sa, luni, marți, El ți-a dat instrumente să le duci cu tine în orice moment și dacă cumva simți că nu funcționează lucrurile, oprește-te și începe să bați din palme și să cânti și să spui, Doamne, te măresc, Doamne, îți cânt un cântec nou,
Doamne, poate când ultimul cânt era biserică, dar Doamne, mai mult de atâta, vreau ca viața mea să te binecuvinteze pe Tine, Doamne. Vreau ca inima mea să fie onorată, Doamne, inima mea să fie umplută de Tine. Inima mea, Doamne, să binecuvinteze prezența Ta. Doamne, îți mulțumesc că Tu nu mă abandonezi niciodată, ci Tu totdeauna lași ca prezența Ta să copleșească ființa mea. Și totdeauna când venim de la biserică, nu vom rămâne doar cu un is plăcut, ci vom ști că prezența Domnului a făcut ceva punctual în viața noastră. Mă rog ca Dumnezeu să folosească pe fiecare dintre dumneavoastră instrumente care le-a pus în dumneavoastră, abilitățile care le-a pus, sunt pentru a zidi pe celălalt, pentru a ridica, pentru a îmbărbăta, pentru a încuraja și pentru a plăti împreună cu ceilalți un fel de togă, un fel de manta a gloriei pe care s-o punem peste cel care este vrednic să primească toată închinarea noastră, acum aici și în vecii vecilor când vom fi cu El acolo. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei. Rămâneți ca instrumente ale gloriei sale și trăiți tot timpul, orice faceți, știind că sunteți în prezența Lui. Nu omniprezența, ci că El oricând să se poate manifesta, oricând poate să vorbească, poate vorbi prin oricine, poate printr-un copil, prin soția, prin vecinul, prin cineva cu care mergi pe autobuz. Domnul poate să-ți vorbească și prezența Sa poate să fie manifestă în viața voastră. Fiți pregătiți să vă întâlniți cu Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. 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 Seara aceasta așa cum am spus încă de la început, am simțit prezența Domnului. Aleluia. Aleluia. Încă de la început am simțit că Domnul vrea să ne vorbească. Domnul este cu noi și știm că El seara aceasta a avut mesaj pentru fiecare. Ce mi s-a părut interesant și vreau să aduc în remarcă acest lucru. Până acum seara nu am apucat să văd mesaje și undeva la ora 19 am primit un mesaj de la o soră care nu am vorbit niciodată cu ea. Am văzut mesajul, n-am apucat să mă uit, am circulat cu mașina, am avut mai multă treabă și am zis că mă voi uita. Am văzut acolo o descriere mai lungă și am spus că voi citi, îmi face timp să citesc atent. În seara aceasta intrasem deja cu dumneavoastră, iar aici în timpul acesta, în timp ce vă ascultam, am luat să citesc acest mesaj și foarte, foarte atent. La un moment dat acolo în mesajul acesta, această soră îmi spunea de duhuri care vin asupra ei și situații care vin și îmi spunea că dacă aș putea să deschid un subiect de acest tip cu... Îmi spunea la un moment dat și de dumneavoastră că v-ați rugat pentru ea și timp de o lună nu am mai avut aceste duhuri seara care veneau și aduceau frică și teamă. Și timp de o lună de zile aceste atacuri n-au mai fost. După o rugăciune dintr-o seară de-a noastră, spunea că ne urmărea din septembrie anul trecut. A rămas uimit pentru că chiar nu cunoșteam această persoană. Iar la un moment dat mi-a plăcut acest gând că în timp ce ați adus această predică ați atins aceste lucruri pe care dumneavoastră mi le-a spus și eu nu l-am discutat cu dumneavoastră. Și mi-am dat seama că mesajul acesta era de fapt unul din răspunsurile lui Dumnezeu pentru cineva care aștepta un mesaj în seara aceasta. Și era aici cu noi. Amin. Era aici Amin. Cu noi. Aleluia. Ne-a rugat să ne rugăm asta, pentru da. Ea și era cu noi. La un moment dat ați spus că simt că vorbesc cuiva și, și așa a și fost. Eu nu am întrerupt pentru că nu obișnuiesc să întrerup cuvântul, mai ales când este cuvânt predică. Dar eu stau și
meditez și observam cumva lucrarea Duhului Sfânt. Aleluia. Și este uimitor cum Dumnezeu lucrează și chiar așa prin mediul online, acolo se atinge de persoane care sunt plecate în Austria, Viena, Spania, Madrid, Anglia și multe alte persoane din întreaga lume. Da, ajunsesem la un moment dat, vorbisem și eu într-un timp, și apoi să ne rugăm pentru cauze, vorbisem și eu într-un timp despre aceste atacuri care vin la nivelul minții. Desigur, nu m-am băgat eu foarte tare în aceste lucruri, dar am spus din experiența mea, pentru că cu cât încerci să te apropii mai mult și să lupți, vei fi atacat chiar mai mult de cel rău, pentru că cel rău e în mod explicit interesat de tine. Și chiar dacă, de exemplu, eu dădeam exemplu lucrarea care o fac, de multe ori simțeam asupra presiuni care se deau la nivelul minții și acum nu vreau să mai intru în acest subiect, dar când am început eu lucrarea aceasta, asta am vrut să spun, cineva m-a avertizat și mi-a zis că o soră care era proroc, mi-a spus, eu nu știu cum a început lucrarea sau nu, dar tu trebuie să fii susținut în rugăciune, pentru că lucrarea ta are impact mare, iar cu siguranță, fără rugăciune din partea celor din jurul tău, nu vei putea rezista. Așa e. Și, într-adevăr, am observat așa în toată lucrarea aceasta, cred că cel mai bine am putut observa și cel mai bine ați observat și dumneavoastră în lucrarea care o faceți în biserică, pentru că totdeauna când intri și te lupți acolo cu fel și fel de stări pe care diavolul unora vrea să le ia viața. Iar tu mișlocești pentru ei, stai pentru ei, poate pe unii i-ai scos de acolo cu ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a scos de acolo prin tine. Și faptul acesta supăra foarte rău. De aceea lucrurile acestea nu sunt o jucărie și nu sunt o joacă, sunt chestiuni care sunt foarte complexe și se pot discuta mult, mult mai amplu. Probabil că aș dori să facem într-o seară o transmisiune numai legată de toată situația aceasta. Da, sigur. Ne putem pregăti pentru asta. Chiar modul cum Domnul Iisus Hristos a venit Satan la el acolo, cum ați menționat în seara aceasta, și a vrut să-l ispitească. Dar Iisus a fost Iisus Hristos. Nu toți sunt Iisus Hristos. Așa e. Da, aș vrea să ne rugăm așa. Eu mi-am notat, pentru prima cauză am notat-o pe această femeie care mi-a scris, mai ales când ne-a menționat, v-a menționat și pe dumneavoastră, am scris Ana Maria Popescu. Da. Eu am scris atacuri la nivelul minții, iar mai mult nu spun aici. Da. Eu cred că ar putea uneori, cred că cea mai bună, ar putea uneori, dacă ar dori această doamnă, să ia o legătură și cu dumneavoastră. Cred că ar fi un lucru bun, pentru că e o altfel de consiliere și o rugăciune, un ajutor, e un pic altfel. Vreau să ne rugăm în continuare așa pentru, am notat aici, Anișoara Tomoni, rugați-vă și pentru mine, așa este și la mine, am tot felul de lupte și atacuri, Domnul să-mi dea putere pe calea Lui, amin. Deci Anișoara Tomoni mă rugă tot pentru astfel de... Amin. Da, slavă Domnului. Irina Ines ne spune, vă rog să o rugați pentru fiica mea Ines, are 4 ani și are o gaură la inimă. Pavel Violeta ne spune, vă rog să vă rugați și pentru mine, am chisturi la rinic și mă simt cam rău. Numai Dumnezeu știe
când să facă dializa. Amin. Amin. Ana Avram, vă rog să vă rugați și pentru mine.